discutăm puțin și să ne explice exact care este situația. Domnule Negrescu, bine v-am găsit și ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Ce putem să observăm ca fenomen? Vedem o creștere a inflației atât în zona euro cât și la nivelul Uniunii Europene și în ciuda tuturor eforturilor băncii centrale nu vedem să scadă aceasta și implicit probabil că nici ratele dobânda de referință nu va scădea la nivelul Europei în curând. E remarcat în primul rând că avem o inflație dublă față de cea din zona euro, noi suntem pe la aproape 7%, în zona euro e 2,9%. Oare ce reușesc acele țări să facă mai bine decât noi în așa fel încât să țină prețurile în frâu? Păi în primul rând cred că au niște planuri foarte concrete de susținere a economiilor. da. E, la noi, din păcate, noi suntem dependenți de importuri și atunci când suntem dependenți de importuri, mai ales în zona produselor alimentare, importăm inflație și de aceea, de aceea inflația la noi este mai mare pentru că avem prețuri mai mari la energie și gaze raportate la media regiunii, avem prețuri la servicii care cresc semnificativ în, început de, în acest început de an și, din păcate, avem efectul creșterilor de taxe, cum foarte bine a spus dumneavoastră, de la 1 ianuarie. Ei s-ar putea ca inflația asta pe care o vedem acum în România să crească semnificativ în perioada următoare, inclusiv Banca Națională ne spune acest lucru, mai ales în contextul în care, inclusiv la nivel european, lucrurile au luat-o pe o tendință ascendentă, mă refer aici la prețuri. De ce? Pentru că, din păcate, cam toată lumea încearcă să punem în prețuri pierderile generate de scăderea consumului. Oamenii pe cam toate țările europene nu prea mai au bani, nu mai consumă, iar din această perspectivă firmele trebuie să facă bani într-un fel sau altul și cresc prețurile. Domnule Negrescu, scurt, ce fac țările care reușesc să țină inflația sub control? Avem exemplele Italiei, în Danemarca vedem la fel foarte bine ținută inflația sub control. Păi, în primul rând, au niște piețe de energie și gaze care funcționează, nu ca la noi care sunt restricționate la niște plafoane foarte, foarte ridicate de preț. Controlează foarte bine consumul intern, adică susțin industria autohtonă care vine și oferă prețuri mai mici decât produsele din, din, din intern și susțin consumul, principalul motor al economiei. Dacă oamenii nu cumpără produse agroalimentare, haine, îmbrăcăminte, nu cumpără din magazine, bineînțeles că efectul este cel la care ni-l așteptam și îl Vedem deja, adică cresc prețul, oamenii încearcă să recupereze din creșterea de prețuri pierderile generate de scăderea vânzărilor. Da? Ei, hey, Suntem într-o într curbură, într-o asta, într-o spirală inflaționistă, din care vom ieși foarte, foarte dificil la noi. Inflația probabil va rămâne peste 6% pe tot parcursul anului, astfel încât prețurile vor crește de la o lună la alta. În zona euro mai puțin, acolo s-au luat niște măsuri concrete și este un sistem financiar care, care este mult mai solid decât al nostru. Gândiți-vă că moneda europeană este susținută de toți investitorii la noi. Deja sunt semnale de alarmă, din pare, apropo, GP Morgan anunță că uh, recomandă investitorilor să scadă expunerea pe titlurile românești și asta înseamnă un semnal de alarmă legată de dinamica economiei românești. Hey, așa că prețurile vor crește și să ne așteptăm ca inflația să revină, măcar în prima parte a anului, pe o tendință ascendent. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență!